Mă numesc Buzdugan Nelea, sunt elevă în clasa 5-a, instituția publică, Gimnaziul Dușmai, Republica Moldova și voi recita poezia Va fi cândva de Dumitru Matkovski. Va fi cândva, va fi odată, neapărat va fi ca mâine. Vom apărea la judecata mulpătimitelor țărâne, în haine noi, dar nu de gală, cu păr abia cărunt la tâmplă, învinși de nu știu care boală, precum adeseori se întâmplă. Vom apărea la judecata cea care nu încalcă lege și mici vom aștepta răsplata pentru păcate, se înțelege. Judecători vor fi străbunii ce-au stat de veghe la hotare pe timpurile semilunii, pe vremea hoardelor barbare. Străbunii, poate și părinții, bătrâni de tot, pășind agale, puțin la trup, frumoși ca sfinții ce luminează catedrale. Va fi cândva, va fi oriunde, neapărat va fi. De aceea, hai să vedem ce-om răspunde. Noi am trădat sau nu ideea, noi am furat sau nu poporul, noi ne-am vândut sau nu credința, noi am știut ce înseamnă dorul. Ce rost mai are pocăința, ce rost mai are îngenunchierea în fața sfintelor altare, când nu ne-a încercat durerea cu lacrimile ei amare. Ce rost mai are rugăciunea de dimineață și de seară, când altă dată am râs de lumea cea simplă, cea rudimentară. Din ale noastre mari păcate vom face o sarcină pe care prin secole o vom duce în spate, cerșind un pic de înturare. Și dacă zeii, buni cu toții, ne vor ierta cum iartă zeii, n-au să ne ierte strănepoții, învingătorii și plebeii. Va fi cândva, va fi ca mâine, va fi.